Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci 184 de kilograme emigrase în Marea Britanie și cred că a avut aparent vremuri grele. Îl cheamă Vlad ca să vezi situație. A început să mănânce fast food la pachet și să stea mai tot timpul liber la TV. Deci potato couch, cum se zice, sau couch potato, de ăla, de stai, da, zaci pe canapea, spune. Aș fi mâncat orice fel de mâncare fast food. Ia uzi, Luca. Burger, chipsuri, pizza, orice se putea mânca. Du-te, mă, de aici, că tu ești... Nu, n-am mai... N-aș mânca cine știe ce... Să ne reamintim cum ai trecut tu pe lângă o cofetărie care era pe partea cealaltă a străzii. Și ai zis, nu, un pic, să traversăm aici un pic... Că am văzut o prăjitură și ai plecat cu șase după ce ai mâncat două la fața locului. Parcă am văzut pe cineva. Da. Zice, apoi luam cel puțin o mâncare la pachet pe zi, dar erau trei articole diferite, plus un desert, o băutură mare, gustam multă ciocolată, aici Luca? Sună cunoscut. Da. Stropită cu multe băuturi carbogazoase. Aici nu. Deci ce mânca omul? Fiți atenți. Ia. Micul dejun, două cafele, presupun că cu zahăr, trei croasante cu umplutură de ciocolată. Aici sunt cu el. Hai că-l înțeleg. Gustări peste zi, ciocolată, băuturi carbogazoase și energizante. Tu băuturile, nu... Nu, eu cu ciocolata, da. Da. Prânz, de obicei omis. Aici ne-a dat greu. Adică a sărit peste o masă, puțin, înțelegi? Nu mânca la prânz. Aici greșea. Da, noi mâncăm și la prânz. Da. Aici e. De-aia n-avem încă 180. Deci până aici suntem cât de cât pe acolo. Eu sunt la treia cafea dimineața asta, dar e adevărat, cu foarte puțin zahăr. Trei croasante în umbă. Bun. Cina. De exemplu, burger de pui. Chipsuri, cheeseburger. Burger de pui? Da, mă rog. Chipsuri, nu vreau să-l jignesc, dar... Chipsuri cu brânză, 12 aripioare de pui, 3 băuturi gazoase și înghețată Ben și Jerry. Nu știu înghețată e asta. E bună, Ben foarte Jerry. Bună. Și da, e foarte calorică. Băi, deci... Aici e o înghețată de aia care are în ea tot felul de... Pe lângă înghețată, mereu mai au ceva... Deci 2 burgeri, 12 cookies. Aripioare de pui și o înghețată. Asta nu pare chiar atât de... O masă seara. Plus era rupt, frântă foame, adică dacă nu mânca la prânz, da. De acolo zice, s-a tras. Nu aveam oglindă, așa că nu prea știam cât de rău are. Deci secretul îți iei oglindă. Da, mergeți în sala oglinzilor. Și nu prea avea nici pantaloni. Da, purtam pantaloni supraelastici. Ia uite. Adică training. Luca, ștrampi. Tu ce ai azi? Ai blugi? Sunt ocazional blugi. Da. Vine vara acum, te văd numai în short supraelastic. Da. Cum a făcut? Deci cum a slăbit? Fiți atenți, că asta e foarte tare. Deci voință și foame. Nu există altceva. Voință adevărul și foame. Da. Dar chirezul ăsta s-a alăturat unei echipe speciale de fotbal care are ca obiectiv arderea grăsimilor la bărbații supraponderale. Scrie site-ul ziare.com, care a descoperit povestea, mă rog, care scrie despre poveste. Deci, meciurile... Deci grăsuții s-au înscris în această echipă și ei se duceau o dată pe săptămână să joace. Obezii, nu le mai grăsuți sunt... Băi, eu nu știu, omul ăsta la 184 de... 194 de avea, nu, el nu mai putea să urce scările. Eu nu știu ce meci de fotbal juca prin el. Prin rostogolire, el era mingea. Cred că l-au pus în poartă. Ca să nu intre. Da. Deci meciurile încep la această echipă cu o cântărire. Și pentru fiecare membru al echipei care a slăbit vizibil, se adaugă 0,5 goluri la scorul final. Bun. Deci ai înțeles? Da, deci de fapt se ține... Joacă 6 la 6, nu știu, că nu cred că joacă pe teren mare. Da, joacă... dar practic ei nu joacă, doar slăbește și se face scorul din... La asta mă gândesc. La cântar. A renunțat la mâncarea de tip fast food pentru salate și carne la grătar. Nu știu ce, a scăzut aportul zilnic de calorii de la 10.000 la 2.100. Acum e slab, dar depresiv total. Păi ești. Bun. Deci, zice așa, colegul Vlad, am fost atât de des pe punctul de a renunța, când simțeam nevoia de a mânca în exces, dar începeam să mă gândesc la echipă și nu voiam să-i dezamăgesc. De câte ori aveam momente de slăbiciune în care voiam să comand o mâncare la pachet, mă gândeam la ei. Ce mă gândesc la voi, să știi? Cred că ar fi o idee cumva și pentru noi. Când am slăbit noi cel mai serios? La Marea Cântăreală. Concursul Marea Cântăreală și eram responsabili unii față de ceilalți și în competiție. Eu am slăbit în ultimele 5 zile atunci. Da. Am făcut un ca la box, știi? M-am înfometat. Dacă am putea n-am mai băut apă. Pe producătorul nostru să imagineze un sistem dintre ăsta la care să pondereze o medie de evoluție a slăbirii de-a lungul a 3 luni, astfel încât să nu facem push-uri de-astea cum ai făcut-o cu 5 zile. Hai să facem în septembrie, vrei?
când ne întoarcem. Deci nu, că acum mie nu place să strig vara. S-a gândit el un pic, zice, e mai, hai septembrie. Septembrie, se octombrie, noiembrie, ca în decembrie să ai liber, să ai lesa lungă. Da, tu că vin sărbători, vin alea. Cum am lăsat eu de fumat în urmă cu 12 ani, m-am apucat să m-am pregătit și mi-am dat seama că mă las de fumat. Adică eram clar motivat și mi-am dat seama că o să mă las. Și m-am speriat că plecam în vacanță cu mașina. Și urma să umblu prin... Făceam mii de kilometri și am zis, nu pot să conduc atâta mii de kilometri fără să fumez. Și ca atare zic, nu, mă las în septembrie. Adevărul e că m-am lăsat în septembrie, că m-am întors, că m-am ținut. Ce mănânc acum domnul acesta? Fii atent, 2100 de calorii, Luca. Și zaf, că suntem toți aici. Da. Mic dejun. Omletă din 3 ouă pe pâine prăjită, avocado și fructe. Asta e bun. M-aș putea obișnui cu asta. Gustare. Ciocolată neagră și prăjituri de orez. Nu simt nevoia. Prânz. Aici e trist. Trist de tot. Pui la grătar, orez și salată. Da, aici poți să renunți. Zice că dacă îi stropești orezul ăla cu niște soia, e în ordine. Puiul, mă... Și cu puiule te înveți. Nu e adevărat. Și seara? Cina, carne de vită la grătar și o salată mare. Asta nu e rău. Da, dar e scump, nene. Adică să mănânci carne de vită la grătar, că trebuie să iei o carne de vită pe care poți să o faci la grătar. Poți să iei pulpă de bălțată românească. Deci, auzi, iese cauciuc și cu ocazia asta nu mai mănânci. Deci, așa slăbești până la urmă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.